cum am promis în ultima perioadă, ieri am început o nouă campanie de sterilizare și microcipare la nivelul județului Gorj. Ne dorim ca în perioada următoare să sterilizăm 500 de câini din mai multe zone ale județului. Ce avem în plus față de campaniile desfășurate până în prezent? Am apelat la medicii veterinari care au deja contracte în anumite localități din județul Gorj, pentru că dumnealor cunosc foarte bine populația din acele localități, cunosc oamenii care au câini în curte și mai ales cunosc acele persoane cu posibilități reduse care n-ar putea să-și facă aceste microcipări și sterilizări ale câinilor din ogradă. În funcție de cum se va desfășura această campanie, în urma discuțiilor purtate cu domnul președinte al Consiliului Județean, cu domnul Cosmin Popescu, anul viitor suma va fi mult mai mare alocată pentru aceste campanii. Apropo de suma alocată, această campanie beneficiază din partea Consiliului Județean de 1 miliard de lei vechi. Această campanie se va desfășura în 20 de localități din județul Gorj. Cum au fost? Noi am făcut adrese către medicii veterinari din acest județ, cei care lucrează și cu DSV-ul. O mare parte dintre dumnealor s-au înscris în această campanie. Nu am primit răspunsul de la toți medicii veterinari. Sperăm ca în perioada următoare, la următoarea campanie, să se implice toți medicii veterinari. Pe de altă parte, vreau să fac o subliniere. Administrații publice locale care nu au fost incluse în această campanie urmează să fie incluse în campaniile viitoare, dar să subliniem un lucru. Cum Consiliul Județean alocă acești bani pentru sterilizarea câinilor fără stăpân și administrații publice locale trebuie să știe că pot să facă și ele acest lucru și în fiecare an să aloce anumite sume de bani pentru sterilizarea câinilor cu stăpân de la ei din localitate. Avem în județul Gorj localități care fac acest lucru, de exemplu, uitați, și primăria municipiului Târgu Jiu a alocat la un moment dat, în urmă cu vreo 2 luni de zile, 20.000 de lei, dacă mai rețin bine minte suma. Deci, și administrații publice locale, care nu au fost incluse în acest program, urmează să fie incluse pe viitor, dar ar trebui și dumnealor să se implice și să vină din bugetul local cu o sumă de bani pentru astfel de campanii.